organizezi, pe care pot că de vreo ori ne-au organizezi. Secretar, avem de semnat, de votat procesul verbal de ședința anterioară. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale comună a Suravei pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacului Sat, din 07-08-2023-08-08-2023, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Corabăi pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 21-08-2023-22-08-2023, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere Pășuni numărul 10150 din 08-04-2020, încheiat între Comuna Curabăi și I. Ciucotaru Carmen, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractelor de închiriere Pășuni numărul 10176 din 08-04-2020 și numărul 10178 din 08-04-2020, încheiat între Comuna Curabăi și Cristian Constantin, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere Pășun numărul 10194 din 09-04-2020, încheiat între Comuna Curabăi și I. Abageru T. Irina, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de deslipire a imobilului înscris în cartea financiară 60259 Curabăi, situat în extradilanul Comunei Curabăi, județul Bacău, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul Comunei Curabăi, județul Bacău, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect numărul 8, proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea programului pentru școli, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect numărul 9, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect numărul 10, proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a Comunei Curabăi pentru SCE Orange România S.A. în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare acestora, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Curabăi pentru anul 2023, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Comuna Curabăi și Asociația Agenția Dentistă pentru Dezvoltare și Refacere și Ajutor Adra României, inițiator primar Silviu Tinei. Și ordinea de zi se suplimentează cu două proiecte. Proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea procesului verbal al ședinței publice de atribuire directă asupra fieților de Pășuni, proprietatea Comunei Curabăi, județul Bacău, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar local al Comunei Curabăi, rezultatul anterior exercițiului bugetar în anul 2022, inițiator primar Silviu Tinei. Interpelări, petiții diverse. Se supune la vot urmea de zi. Și suplimentare. Da. Se înțelege. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Curabăi pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 07-08-2023, inițiator primar Silviu Tinei. Domnul primar. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă în luna anterioară, pentru faptul că ne-ați aprobat prelungirea concediului pentru niște probleme personale. Mulțumesc, domnul Antohie, pentru telefon și pentru sfaturile care mi-ați dat la vremea respectivă. N-am definitivat și eu studiile juridice, am absolvit licența în drept. Mulțumesc pentru
faptul că m-ați încurajat să urmez visul. Față de ordinea de zi, vă propun, ca să fim operativi, destul de vastă. Proiectul 1 și 2 să le votăm în bloc, pentru că fac referire la același lucru. Nu mă întrebați despre ce vorba, că habar n-am. Eu sunt sincer cu dumneavoastră. Știți foarte bine că ceea ce privește ATIP și CRAB, pentru mine rămâne o mare nebuloasă. Nu le afectează cu nimic, în schimb. Proiectele 3, 4, 5, tot la fel, în bloc, pentru că fac referire la același lucru, rezilierea unor contracte de pășuri. Restul le dăm pe măsură ce e. Deci, proiectul 1 și 2 aprobăm pentru CRAB diverse proiecte de hotărâre, nu ne afectează cu absolut nimic, deci noi facem parte din ADIB. CRAB-ul și ADIB-ul nu are investiții derulate pe raza Comunii Gura-Voiei, fapt pentru care votați în consecință. Eu propun să votăm pentru ca să trimit la Bacău votul, să-și facă treaba mai departe. Sunt, într-adevăr, 41 de comuni care așteaptă un vot pozitiv pentru derularea investițiilor prin POIM. Le așteaptă din 2015. Ați scris la cuvânt? Nu. Trecem la votul proiectul 1 și proiectul 2. Bunezat, nu. Proiectele 3, 4 și 5. Da, nu vă citează. Vizează același lucru și o să vă spun. Sunt două tipuri de chiriași. Chiar își fac treaba, care înțeleg să respecte obligațiile contractuale, care încasează o frumoasă subvenție de 200 de euro pe hectar și care au și niște obligații. Care ați mai fost prin comisii, știți că trebuie să îndepărteze mușuroaia, trebuie să mărească suprafața eligibilă, că trebuie să pășuneze din locul unde au concesiune. Cei trei, nici măcar nu știu unde au concesiune. Au fost verificați odată, n-am vrut să încetez din prima contractul. Deci s-a făcut o somație să se conformeze, să ducă, să pășuneze acolo unde au, să întrețină, să curățe, pentru faptul că încasează o subvenție de 200 de euro pe hectare. Sunt niște bani care le vin și au și niște obligații. Din păcate, nici după somația pe care le-a fost făcută, nu s-au conformat și nu s-au deplasat cu vacile sau cu oile să stea pe pășunea pe care au concesiune, n-au întreținut. Fapt pentru care s-a făcut un nou proces verbal de control și se propune rezilierea contractului unilateral cu daune, culpabil. Vreau să vă mai spun faptul că au fost verificați și de ABIA, au fost găsiți, exact cum v-am spus eu, cu suprafeții neeligibile și pentru faptul că ABIA nu poate să rezilieze contractul, noi suntem cei care trebuie rezilia contractul, ABIA a diminuat subvenția. Dar noi, la rândul nostru, suntem înștiințați de către ABIA, că ei nu își îndeplinesc obligațiile contractuale. Ori eu zic că dacă unii pot, cum e Dănuț Stanciu, de exemplu, au dat 6 de milioane numai ca să curăție izlazul. Dacă alții înțeleg să-și facă treaba acolo pe pășunea unde e o concesionare și o întrețin, să o curățe și să o igienizeze, iar alții nu, eu zic că n-are rost să derulăm astfel de contracte care sunt păcuboase. Există riscul că la sfârșitul concesiunii noi să luăm pășunea într-o stare mai proastă decât am dat-o. Nu o să luăm într-o stare măcar la fel de bună decât am dat-o, o luăm într-o stare mai proastă decât am dat-o, pentru că ei nici măcar nu calcă pe acolo. Faptul pentru care vă propun rezilierea unilaterală la contract. Înscrie dacă bani? Nu. Trecem la... Supuneți la urmă. Supunem la proiectele. Ce le trebuie? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlegire a imobilului înscris în cartea financiară 60259 Gura-Voiei, situat în extrapinalul comunei Gura-Voiei, județul Bacău, inițiator. Domnul primar, aveți cuvântul? Ca să întărească cele ce am spus anterior, e vorba de pășunea călugăra pe care știe toată lumea, cum urci la rotunda. Vrem să dezmembrăm 3.000 de metri pătrați din ea, deoarece vrem să depunem un proiect care este deschis la finanțare pentru o rampă de gunoi de grajd ecologică. Proiectul are ca valoare 50 de miliarde de lei fără TVA. Este finanțat din fonduri europene pe componenta 3. Și pe lângă faptul că înființăm acea rampă de gunoi de grajd, unde fermierii din zona respectivă, știți foarte bine că în zona rotundă avem oameni serioși care au concesionat izlaz și își fac treaba, o să-și ducă gunoiul de grajd la platformă pentru fermentare, dar în cadrul proiectului mai putem achiziționa utilaje care se deservească acea platformă. Când spun utilaje, înseamnă așa tractor cu remorc, bulă excavator sau autogunoier. Evident că rampa pentru mine e interesul secundar. Utilajul este interesul principal.
Dar proiectul pentru asta este, nu cred că ne văduvești, este finanțat 100% din fonduri nerambursabile și aș vrea să depunem documentația pentru finanțare. Ați văzut că până acum pe proiecte europene nu prea arăta nimic niciun fost care e finanțat. De aceea, consider că dezmembrarea este oportună. Înscrie? Suprem la vot? Proiectul? Oare contă diferența o finanțare? Nu, e zero. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de îndocumire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul Comunei Bravoi, județul Bacău, inițiator, primar, se putine, primar. Pentru cei ce au avut curiozitatea să citească materialul de ședință, v-am atașat la material și un raport de audit făcut de Direcția de Audit Public Intern al ACOR asupra modului de derulare a activităților compartimentului agricol, unde suntem foarte deficitari, dacă ați citit de altfel. Da, suntem la nivelul anului 2010 cu registrul agricol, lucru care nu poate să rămână așa. Fapt pentru care propun prima măsură, nu voi mai merge cu registrul agricol tandem electronic scriptic, că nu se face niciunul din două. Începând de la data la care adoptăm această hotărâre, registrul agricol al Comunii Bărăbăi va fi ținut doar la format electronic, pentru că ăsta este viitorul și viitorul. Despre asta e vorba în proiect. Și? Înscrie? Supunem la vot? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadrul pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea programului pentru școli. Domnul primar? E vorba de celebrul program Cornul și Laptele. Avem suficiente achiziții de făcut pentru un singur om, ca să îmi dau să mai facă și o achiziție separată pe corn și laptele. Eu sunt de principiu că o să dăm un sistem centralizat, o să o facă Consiliul Județean. Noi avem un program pe care îl derulăm pentru copiii, acel sandwich în școli. Nu are rost să mai încarcă Consiliul Achiziției Publice cu încă unul. E bine să-și asume Consiliul Județean întreaga procedură, ei să facă livrări, recepții, noi numai să beneficiem de el și așa se spate bine programul Cornul și Laptele, nu este un program prea reușit. Înscrie? Supunem la vot proiectul? Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Domnul primar? Poate vă surprinde, dar în urma discuțiilor cu, mă rog, cu secretarul general al prefecturii, spune că nu e prea legal să, nu e prea corect să alegi în aceeași ședință președintele care să intre în funcție și după aia să prezideze, ci trebuie să-l prevezi înainte ca el, în clipa la prima ședință, să-și intre în rol, că nu respecti procedurile de comunicare a hotărârilor. De bună dreptate, de altfel, hotărârea se comunică și intră în vigoare după 5 zile la publicare. Nu să mai avem de spregătească. Așa că o să vă rog să faceți propuneri de președinte de ședință pentru luni august, septembrie și octombrie. Cine nu a fost președinte? Reprezentantul PNL-ului. Da. Domnul Gamașu. Da. Nu vă duc cum, cum v-ați să vă? Sunt concediu. Vă pun eu. Domnul Mișata. Domnul Mișata. Am zis că plecă o lăbă. Domnul Deagoană. Domnul. Neasamă. Doamna Gamă. Da. Deci, da, mai nou venit în bază. Dar dacă i-a pus, i-a propriu în lipsă. Primul nou dară știți, de aici atunci, la aia. S-a zis cu aia. Dar serios, cât trebuie la voi? Doar a trecut, 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 doar a trecut. Propunerea este domnul Diagonul Sandu, din partea PNL. Așa, bravo. Se supune la vot. Nu știu prin președinte de organizație. Nu știu că ar fi merită. Deci, din luna august, domnul Diaconu, sunteți președinte de ședință. Ai grijă la cravată. Nu sunt mai cu asta, nu am făcut de la cravată. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a Comunei Bravoi pentru 10 ore în România ISA, în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora. Sunt un mare fan al tuturor furnizorilor privați, fie de telecomunicații, fie de energie electrică. Deci sunt înnebunit după ei, în schimb, știți dumneavoastră, de la trebuie să-ți vezi puțin și interesul. Hai să vă spun despre ce e vorba în proiect. Ei vor să tragă fibra optică la motocești. Ei cred că nu știu când e motocești. Dar eu nu mă opun la chestia asta, Doamne ferește.
Dar ce e bun pentru comunitatea noastră este că de-a lungul drumului județean care, comunal care urcă la motocicletă, vor să amplaseze 38 de stâlpi din fibră. Eu le-am inserat și eu o condiție, eu vă dau cu titlu gratuit terenul, dar m-a lăsat să-mi pun iluminatul pe ei. Foarte bine. Și au acceptat. Și noi ne vedem și noi interesul și ei își rezolvă interesul. Problema. Jos? Corect. Scrie? Suntem la vot? Da. Dacă... Nu. Deci de asta eu nu ți-ai fericit. Deci de vot, te gândesc. Dar nici eu ajuns acolo la vot. Da, dar ori. Da, dar nu faci frumos. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local Comunei Burafăi pentru anul 2023, domnul primar. Da, numai rectificarea nu este, să zicem, că au venit sume, de fapt au venit și sume, trebuie să fiu cinstit. Am făcut economii, nu știu dacă ați văzut, nu știu de câte ori ați avut ocazia, mă, cu foștii consilieri să vadă cu cât solicitat o lucrare, cu cât am dat-o, câți bani am prevăzut, cu cât am dat-o. Cred că suntem cea mai transparentă administrație din ultimii mulți ani de zile. Adică vă spun și cu cât am avut și cu cât am cumpărat-o, cu cât am executat-o, că n-am nimic de ascuns și s-au făcut niște economii. Și aș vrea să propun următoarele cheltui, următoarea rectificare, plus că o să vin și cu un amendament care a apărut astăzi. Prima dată, prin ordinul Ministrului Dezvoltării, 1390-2023, Comuna Burafăi se numără între cele 20 de comuni la nivelul județului, care a primit o finanțare pentru alimentare cu gaz. Am emis, s-a emis certificat urbanist, este vorba de două OAT-uri, OAT Unie și OAT Burafăi, de care se va atinge rețeaua. Evident, banii nu sunt suficienți. Proiectul nostru, pe total, este evaluat la 710 miliarde lei vechi în toată comuna, dar este un început. Este un început de a vedea conducta câmpinii spre Burafăi, de a vedea SRM-ul pus aici lângă pod și de a vedea măcar o magistrală, ca să ai, să ai de unde pleca. Deci este primul lucru. La partea de venituri propun prima dată suma de 12 miliarde din guvernul ministru. După care mici echilibrări de conturi, că au, s-au mai epuizat. Reparații lumina public, 20.000 de lei. Apropo, vă mulțumesc, domnul Tătaru, pentru sprijinul de la avaria pe capătă. 13.000 de lei la modernizare iluminat public. Mai avem de obținut niște mici avizii și niște plătim niște planuri pentru anumite autorizații de construire, dar deja de unde sunt în, sunt în căminul cultural, poate 800 de lei. La culte, pentru faptul că au depus cereri, ne-am prevăzut un buget inițial de 35.000 de lei. O să fiți convocați în comisie, cei care v-ați nominalizat la vremea respectivă. Au depus cam toate cultele cereri, nu este normal să nu primească măcar fiecare plătit ceva, fapt pentru care mai suplimentăm cu 20.000 de lei, să aibă un buget de 55.000 de lei culte. E o problemă la capătă, știți, poate. Am rezolvat, o să rezultat. E vorba să trebuie să înțeleagă că nu pot accepta la plată manoperă cu oameni. Manoperă cu firmă, da, manoperă cu oameni, nu. Am înțeles despre ce e vorba. Reparația auto s-au epuizat prin 50.000 de lei. Și așa cum am spus la începutul anului, anul acesta bugetul alocat pentru reparația auto va fi de maxim 100.000 de lei. Deci în luna 31 iulie mai duc încă 50.000 de lei care să ne servească până la sfârșitul anului. Domnul contabil are nevoie neapărat de GPS, că în ultima vreme cu țăcănelile astea, cu luat curentul, rămânem des fără server și îmi spune că este posibil să clacheze și să avem unul bun. 12.000 de lei sunt servicii de publicitate pentru proiectele finanțate prin AFM. Trebuie să le plătim, sunt cheltuieli eligibile. Tot ce înseamnă PNRR, cheltuieli de publicitate, ați văzut în material, să plătesc din bugetul local. Și în principiu astea sunt cele propuse. Mai vin cu un amendament la dumneavoastră. Astăzi am semnat contractul de finanțare pe componenta 15 prin PNRR. Contractul numărul 396/2023, cu o valoare totală de 13.345.959 de lei. Deci 13 miliarde, peste 13 miliarde, vor intră în bugetul comunii astăzi. La capitolul 42.8801, fonduri europene nerambursabile, iar la partea de cheltuieli, aceeași sumă pleacă la capitolul 6502, învățământ, cheltuieli de capital. Asta este prima mică rectificare a anului, ca să ne echilibrăm niște conturi pentru a putea să derulăm mici proceduri ca să fim mai înainte cu proiectele europene, în principiu.
PNRR-ul e destul de necunoscut așa prin toată lumea, toată lumea învață acum pe el. Stufos. Da, nici cel care l-a făcut nu cred că știe ce a scris. Și cumva se așteaptă de la noi să învățăm, încercăm pe parcursul derulării lui să-l implementăm așa cum trebuie, dar nici nu vrem să ne aruncăm cu capul înainte la cheltuieli, după aceea nu mai poți deconta și ți-l iei tot fără de conturi. Deci publicitatea toată este neeligibilă din PNRR, este doar pe buget local. Asta e prima propunere de rectificare. Mulțumim, domnul primar. Se înscrie cineva? Se vrem la vot proiectul? Și ce două proiecte de suplimentare? Proiectul de hotărâre privind însușirea și proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Comuna Gurama 2 și Asociația Agenția Tendiste pentru Dezvoltare și Repartire și Ajutor Adra România, inițiator primar Sărutinei. Da, așa cum am aprobat și la capăt a proiectului, convenția cu cei de la UITUZ, Adra România dorește să deruleze un mic programel de raza Comunei Gurabăi, proiectul se numește Vreau să merg la școală. Se adresează evident elevilor cu posibilități financiare reduse. Ei vor sprijini cu un pachet cu care conține fie rechizite școlare, fie îmbrăcăminte, fie alimente de bază, pentru un număr între 5 și 7 copii, targetați din familiile din cele mai sărace, din ce am înțeles, se vor adresa satului Temelia, din ce am discutat cu reprezentanților. Acum, obligațiile noastre, ați văzut că nu sunt, fiind... Sunt familie cu 7 copii? Nu, nu. 5-7 copii din diverse familii. Și, dar cele mai sărace, cum s-ar spune. Acum că vin, noi nu avem obligații decât să asigurăm sprijin, consilierea, ați văzut, banii de la bugetul local nu au fost ceruți, nu cred că ne putem pune la orice lucru bun, că e un pachet, că e o haină care vine pe raza comună, nu cred că ar fi o problemă pentru Consiliul Local. Super, la foarte bine, să aduc. Suprem la loc proiectul? Dacă nu mai sunt discuții. Așa. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea procesului verbal. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea procesului verbal al ședinței publice de atribuire directă a suprafețelor de pășune în proprietatea Comunei Gurabăi, județul Bacău, numărul 7438 din 27.07.2023, domnul primar. S-a mai derulat o ultimă procedură, rămăsesc un lot de pășune neatribuit, Călugăra, 37-38 de hectare, chiar la pădure acolo sus. Am primit și o ultimă cerere de atribuire. A fost atribuit unei persoane care are înscris tot la noi 400 de oi. Acum, dacă mai luăm un ban, 200 lei pe hectare, 37 de hectare și încasăm venitul la bugetul local, nu cred că deranjează bine. Adică rămânea, oricum rămânea neatribuit. Iar era ultima dată când eram hotărât să mai fac o procedură, că sunt destul de complicate, cu publicare, cu timp pierdut de consilierul achiziției publice. Era ultima dată când am fost hotărât, el, persoana în cauză, era asta nu mai primește subvenții la care a depășit termenul de punere a contractului și a asumat chestia asta. Noi încasăm sume la anul. Suprem la vot. Așa și ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Comunei Gurama 2, rezultatul anterior exercițiului bugetar al anului 2023. Da. Primar? Așa cum am discutat la hotărârea privind aprobarea creditului, vă aduc la cunoștință că astăzi s-a aprobat creditul pentru modernizare strada Pătrășcani. De acolo va fi decontat întreaga sumă. Și cum am promis și cum v-am promis la vremea respectivă, banii vor pleca strict pentru investiții. O parte din hotărâre repetă ceea ce am aprobat inițial, 130.000 de lei pentru acele imobile pe care le-am cumpărat deja. Fânăria și cu bucătăria furajeră sunt deja în proprietatea primăriei Gurabăi. Au fost cumpărate, s-a semnat contractul de vânzare, cumpărare și au fost plătite. Următoarele investiții din excedentul bugetului local merg către 225.666 de lei pentru investiția suplimentare, branșamente gratuite în cadrul proiectului alimentare cu apă cele ce în sat. Ați aprobat
100 de branșamente gratuite pentru populație, cu mențiunea că primele 71 de branșamente vor fi acoperite pe satul Plătinaca. Este satul care a rămas fără niciun branșament gratuit în cadrul proiectului. 96.000 de lei pentru investiția proiect integrat pentru înființarea rețelei de canalizare apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Gorabăi, județul Bacău, cu finanțare prin PNDI Angel Salini. Acești bani înseamnă consultanța la achiziție, expertul cooptat pentru a lansa licitația publică pe SICAP, pentru a desemna constructor. 102.812,38 lei pentru investiția în ființare sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Gorabăi, cu satele aparținătoare Gorabăi, Motocești, Plăgnarea, Tremireaz, Îndrava, Capăt, județul Bacău, finanțată conform ordinului ministrului. Banii merg către aceeași destinație. Consultanță, achiziție publică, expert cooptat pentru scoaterea pe SICAP a licitației pentru licitația publică. Și 500.000 de lei, 5 miliarde, pe lângă ce ați mai aprobat inițial prin bugetul local, extindere rețea apă potabilă și branșamente afelente satelor Temelia și Dumbrava, comuna Gorabăi, județul Bacău. Banii merg la terminarea rețelei acolo pe dealul Oanei, unde nu este rețea de apă, pe Căptan Vasile Stoinescu, acolo unde nu este rețea de apă, merg pentru execuție, pentru că avem deja acolo proiectul tehnic predat de către proiectant. Deci banii, în principiu, merg la investiții, așa cum am spus. Consider că apa, fără discuție, așa cum am discutat de la începutul mandatului, are prioritate. Și nu mă dezic la ceea ce am spus. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu mine, atunci puteți vota în consecință, dacă nu, puteți propune modificări. Dar părerea mea este că apa și aducerea din spate a următoarelor investiții pentru anul sau mandatul viitor nu face rău comunii. După cum vedeți, banii vin ușor, ușor. Uitați-vă la data când am depus cererile. Gazele le-am depus pe 4-4-2022. Au fost aprobate în iulie 2023. Așa merge țara, așa merge România. La un an și ei îmi spun că maturitatea unui proiect, eu sunt prea nerăbdător, dar maturitatea unui proiect este între 4 și 7 ani. Asta e percepția la nivelul tuturor lucrurilor. Nu am regrete. Eu marți am fost la București, la 47 de grade. Mi s-au topit papucii în București, credeți-mă. Ca să deblochez proiecte, să dau click-uri de la minister. Pentru că dacă nu te duci, nu se mișcă absolut nimic. Și absolut nimic. Dar, în continuare, cum am spus, banii merg doar la investiții, nu pe cheltuieli care nu și-au rost. Supunem la proiectul. Și ultimul punct, interpelări, petiții diverse. Da. Domnul primar? Dacă îmi dați voie să zic. Încep cu primul lucru, situația încasărilor. Nu a fost în concediu. În concediu am învățat. Chiar am învățat. Păi, concediu e concediu. Și o să vă spun că nu stăm bine deloc. Avem un trăim după noi un debit de 10.800.000. Stăm foarte prost la capitolul încasări. Oricât aș vrea, oricât e poprirea. Nu? Deci poprirea, degeaba ai tu 200 de milioane și ai un salariu de 25 milioane, poți să oprezi doar o treime. Eu nu mă destulesc cu suma aia niciodată. Mă înțelegeți? Adică e o picătură într-un ocean foarte mare. Situația încasărilor, 800, v-am pus la dispoziție, 820 ceva de mii de lei până la data actuală, în condiții din care ne-au mai plătit Transcarpatul, nu știu ce, când o exploatat pe dealul pe acolo, prin 2019. Adică au început să vin niște sume așa mai buf, cum s-ar spune. Greu, pentru că avem și investiții preconizate pe acești bani, care îi vom încasa. Avem două investiții pe care va trebui să le prioritizăm și o să vă mai spun un lucru. V-am atașat la materialul de ședință o lege pe care să o citiți. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. De acord că, în conform codul administrativ, Consiliul Local beneficiază de oportunitate în adoptarea actelor administrative și ei sunt cei care hotărăsc. În schimb, au trecut și în sarcina mea ceva. Analiza cost-beneficiu a fiecărui obiectiv de investiții. 273, articolul 42, vorbește de analiza cost-beneficiu. Asta o fac privații. Sunt convins că privații știu foarte bine despre ce vorbesc.
Da? Ne-am introdus-o și noi. Cât cheltui ca să obțin și ce obțin și când recuperezi. Avem două obiective de investiții pe care va trebui să ne hotărâm dacă le finanțăm anul ăsta sau nu, la proxima rectificare bugetară mare. Cămin Cultural Dumbrava sau Sediul Administrativ Motocești. Ei sau, am spus, nu și. Deci este... Una din două. Da. Eu sunt omul care am încercat din răz puteri să mulțumesc pe toată lumea, să aduc bani pe toate investițiile. Am raportat la părere. S-a făcut instalația de siguranță, da? Am făcut eforturi, credeți-mă, inimaginabile și asumări peste asumări, ca să fie treaba bună. Dar între două obiective de investiții trebuie să vedem care e numărul de beneficiari mai mare. La Cămin, săptămâna asta, vom face restul de executat pe ce înseamnă construcție sanitară. Dacă ați fost înăuntru, e dat curent. Dar parchetul e praf. Instalația termică e varză. S-a umflat gresia, faianța, unde e centrală? Miroase a mucegai de mână. Măsuri de remediere. Mai vin și l-am acus un act normativ în spate. Ordonanța 34 pe 2023. L-am subliniat cu marcă. Este interzisă achiziționarea de mobilier și dotări. Deci nu pot să cumpăr nici perdele, nici jalozele, nici bănci, nici scaune, nici nimic. Nu-mi dă voie. Decât din fonduri europene, dar deocamdată nu sunt limbi finanțare pentru că mine cultura. La Motocești, suma deja e 2 miliarde și ceva, s-au plătit, am pus la un dat pe grup cât s-a plătit, deja pe mine mă sperii suma aia. Mă sperii cu banii aia, 2 miliarde 260, mă duc să cumpăr două case Motocești. Ca să pot face alegerile. Și cu 3 hectare de pământ. Deci, este discuția principială, că nu dăm nicio hotărâre în sensul ăsta, dar vedeți că eu sunt extrem de transparent, extrem de... Eu am mai să sună prostia, deci prostia se plătește, se plătește gas. În clipa în care ți se scoate lista electorală și ai pe listă 100 și la vot 52 sau 80 de oameni. Și cât, au fost 60. Cât vrei să investești? Cât mai erau? 2 miliarde 200. La 63 de oameni? Hai să împărțim. Ce opții? Când opții? Când se amortizează real acea clădire? Ce activități desfășoară? Niciodată. Eu n-am spus-o. Deci, asta este o temă de gândire, dar luați în calcul că aceste investiții sunt prevăzute a fi făcute pe bugetul local prin ceea ce încasăm noi. Și la domnul ăla, cât ar trebui? Deci, cred că mai investim până în 200 de mii. Cu una cu alta. Tot 2 miliarde. Deci, pe acolo. Ar mai fi de refăcut interior, parchetul, nu știu ce o să facem cu prizele alea, sunt oribile. Vă spun, deci este un fiasco acel cămin. Din punctul meu de vedere, bătaie mare de joc nu există niciodată. Deci nu există. Trebuie tăiată scena a venit până la jumătatea, până la jumătatea clădirii, n-au loc, nu ai loc să spui 20 de mese. Deci nu ai loc, nu mai spun... Să meargă banii la clădire care le-aș și beneficii. Să mai poate închiria. În principiu, numărul de beneficiari este net superior la Dumbrava față de Motocești. Eu bani, până la sfârșitul anului, se de fapt pe amândouă, nu mai. Eu am de făcut ceea ce am promis oamenii. Apă, să derulăm canalul, gaze. Faceți până la anul parțial Motocești, măcar să fie pentru mai gata pentru votare. S-a dat o situație la ieri pentru chestia asta. Deci o cameră neapărat trebuie făcută. Nu ferește la anul. Pentru că este parțial, că nu mai merge niciodată. Rămâne să discutăm la pe principiu că vom face o cameră. Deci vom face o lucrare de amenajări pe o singură cameră. O cameră, un WC-ul și... Toaletă cumpărăm de la ecologice. Știți cum e? Asta putem să o facem, nu-i vorba de asta. Și rămâne ca banii să-i alocăm, să terminăm acea cameră. Să faci parțial. Deci vă spun, lucrări... Nu știu de ce a fost să fie așa și de ce mi-au căzut mie toate chestiile astea să le termin. Vin oameni din afară, care nici pe mine nu mă cunosc, nici pe fostul primar nu cunosc. Și-și fac câte o cruce mare prin cămilul cealaltă. Deci își facă tot cruce mare. Nu mai spun, că și exteriorul trebuie făcut. Trebuie bavele,
trebuie făcut aleile, ați văzut că plouă, pire. Nu mai spun că urla mea uita să le conecteze și așa. Deci mai sunt multe măsuri de remediere, dar le vom face. Și-o pus culoarea pe cămin, și-o pus. Da, pus culoarea pe cămin, dar v-am spus, mi-a mâncat sufletul. Căminul și apa, mi-a mâncat sufletul. Deci căminul și apa, pentru că sunt multe lucruri asumate acolo și de către mine, știi ce de secretar. Apoi care mai este, ce s-a întâmplat? Și acum putem face aceeași situație. Facem sala mare, remedieri, ca și la motocești, pentru vot, pentru vot, pentru vot și cu asta, basta. Și pe urmă, mandatul următor, n-ar decât să definitiveze restul. Așa, mergem mai departe. Vă anunț că s-au montat conturii la cele două spauri, suntem și bogați, în urma acestui demers întârziat, ne-au dat 135 de lei. De gaz gridul pentru întârziere, suntem bogați. Așa, noi am dat 6 miliarde. Deci noi le-am dat 6 miliarde, am dat gratuit rețeaua ca să o pună în funcțiune, i-au dat 135 de lei. Suntem ok, e bine. E bine. Și vă spun un lucru, dacă nu era Consiliul Județean, să vă cești așa, tu n-a ajutat unul în conturi. Pentru și-o plătit 11 miliarde. Ba, n-au bani în Taiwan, asta, criză, ba nu sunt contori, ba nu sunt trifazici, ba nu sunt ATR-urile bune, nu mai știu. Undeva la 6 miliarde, până 6 miliarde le-am plătit, am făcut rețea în continuată, am făcut punct de transformare nou pe Serboaia, cred că le și vedeți de altfel. Mulțumim Dumnezeu că le-am montat. Vine firma Hidronic săptămâna asta, începe calibrarea pompelor. Punerea în funcțiunea pompelor nu poate să facă decât furnizorul, că altfel se pierde garanția. Se umplu rezervoarele cu apă, se dă drumul prea pe, deci se probează aducțiunii, distribuții. Dacă rezistă la probe de presiuni, conform legislației în vigoare, se montează abometrele pentru alea 465 de branșamente gratuite care le-am făcut până acum. Angajații primăriei merg în teren, semnează contractele și o să pun în funcțiune branșamentul individual la fiecare persoană care îl are. Acum, aprobându-mi acest utilizarea excedentului, imediat venim 100 de branșamente coordinata, începem cu extinderea pe temelia și tumbrava la drumul județean unde nu este, ele vin cu branșamentelor aferente. În total mai sunt pe aceste 3 proiecte încă 500 branșamente aproape. Și cu ce mai e pe gura voiei? Așa ne ducem aproape să acoperim total aproape numărul de gospodării ocupate pe comun. O să rămână câteva zone gen pe Poiană, în motocicletă, n-am cum să ajung acolo, e costul la fel, analiza tot beneficii, să ajung până pe Poiană. Unde n-a ajuns la fiecare, de exemplu, mai ai nevoie de un capăt, de 100 de metri, cum e pe motocicletă, mai am niște locuri, o să facem branșările cu biroul de servire și administrat domeniului public, cum facem deja în Buravăi. Da? Nu mi-e greu să mă duc 100 de metri să cumpăr dare de masă, să mă duc cu dare să fac branșare. Deci unde nu o să ajungă fix, de exemplu, la Cazan, mai sunt 2 sau 3 gospodării. Acolo mă extind cu băieții, 100 de metri de cablu, ne-am dus, deci nu vă faceți probleme. Doar zonele ultra-izolate nu o să ajung la ele. Deci nu am cum. Gen, Bahna, n-am cum să ajung acolo, doar. Vreau seama câte investiții să mă duc numai... La Dama, de eu vă spun ca să știți, deci zonele super-izolate nu o să ajungă rețeaua de apă. Vă spun și mi-o asum. De acolo sunt probleme de apă. Deci nu. Aici naște o problemă. Ca să dau autorizația de construcție, trebuie dată, domnule, la limita curentului, la limita apei, la limita canalizării. Dar Bagna, cât de mai e intrabilat, nu? Abia acum am lucrat. Da, e intrabilat, nu? Deci, nu. O să vă spun, oamenii mi-asum chestia asta, dar nu am cum să fac investiții de tipul ăsta. Vă dați seama, sute de metri de colac, care trebuie duse pentru un branșament și el va consuma 3 sau 4, 5 metri cub de apă pe lună. Da, când va consuma? Dar când îmi voi recupera eu ca OAT investiția? Niciodată. Al doilea lucru, în afară de rapoartele de audit pe care le-am pus la dispoziție, transparent, puteți să citiți, nu se pune problemă de legalitatea plăților. Cred că ați observat în cuprinsul raportului, se pune problemă de conducerea contabilă. Care? Să zicem că momentan e asigurat în domnul contabil, a avut și dânsul problemele pe care le-a avut și acum sperăm să le punem la punct. Mai sunt câteva lucruri de pus la punct, în evidență analitică și sintetică, dar nu spune problemă de legalitatea plății. V-aș solicita acceptul acordul, să inițiez o cerere de marcare a arbori. N-a mai fost făcut din 2019, când s-au văzut cu 73 de metri cub.
Prima dată în 2012, că erau cu toți acolo. S-a făcut ultima dată, eu nu vreau să le dau o firmă, eu vreau să plătim o firmă, să ne le ia, să ne tai în păduri și vreau să duc la școli. Da, mulți un an greu financiar, avem posibilitatea asta, câți metri cubi sunt, venim în consiliul local cu hotărârii, împărțim. Atâția la Bravăi, atâția la temelie, atâția la Dumbra. E bine, dacă sunteți de acord. Aș vrea să, dacă avem, dar ce să fac, din 2019 suntem în 2023, au trecut 4 ani. Probabil o doborătură, o răritură, o ceva să mai găsești. Dacă s-a adunat 50 de metri cubi și îi împărțim la școli, ia că nu îi plătesc. Plătim noi deranjul, firma aduce aici. Așa se plătește, deci firme specializate în exploatare și restul scoate materialul. Deci dacă am acordul cu voastră, eu am să fac această adresă către Ocolul Silvic. Livezi. Am semnat contractul de furnizare a cazanului termic, am achiziționat un cazan termic, o să-l aducă, după care o să contactăm și un specialist pentru punerea în funcțiune, specialist autorizat ISCIR. Ne-am ținut și de asta. Ați găsit la ce preț? 22.000 și ceva de lei. Noi ne-am aprobat 25.000 de lei. Ne-am făcut pisica, n-am fost din acolo. Sunt convins că unul din consilieri o să mă întrebe situația proiectului de reabilitare drumuri locale în satele Gurabăi, Temelia, Dumbrava, omul la Gurabăi, de Subacă. Și n-am mă întreabă și pe mine. Mă întreabă și pe mine. Pe data de 27, m-am pus o adresă la materialul de ședință, am fost convocat la CNI. Trebuie să vă dau o veste proastă. Dacă ați citit... În februarie m-am întrebat pe lumea, sunt de 5 grade, cum? Ați citit, da, eu vă răutam, dar și ei se răutam. La data de 27 am fost convocat și dacă vă uitați în adresă, scrie că există o problemă față de proiectul tehnic cu situația din teren. Proiectul e depus din 2018, cred că știți, da? Când s-a depus proiectul, strada Unghiului nu are număr cadastral. Nu este intabulat, nu face parte din domeniul public al Comunii Gurabăi. A fost... Oare și de stat acolo? Nu știu, dar unghiurile din tine, nu știu că a cazat. Și am avut la dispoziție varianta în care pică tot proiectul sau renunț la strada unghiului. Și am dat declarație că renunț la strada unghiului. Care? Da, și ce îți fac acolo? Asta niciodată, domnul Mișan. Nu, domnule, am fost la CNI, a fost o problemă de proiectare. Proiectantul, pentru că licitația nu-i făcută din mână, licitația a fost derulată de către CNI. Proiectantul, până la data la care am fost eu convocat, nu a depus, a depus proiectul tehnic, noi am emis autorizația de construire din decembrie. Trebuia să depun în listă de cantități la proiect. El, neînțelegând care a fost soluția agreată de CNI, soluția agreată de CNI a fost beton rutier. Așa scrie în talii, așa a trecut prin comisia tehnică. El a depus listă de cantități pe mixtură asfalt. Și CNI-ul i-a răspuns. Am fost la CNI. Vineri a fost la noi. Am remodificat autorizația de construire cu mixtură asfalt, cu beton rutier, scuze. Săptămâna asta merge la CNI, depune listă de cantități pe beton rutier. Intră în prima comisie tehnică, am girul domnului director cu care am stat de vorbă, după care se emite ordinul începerea lucrării. A fost o mică greșeală de proiectare. Proiectantul, din punctul meu de vedere, e un pic cam slăbuț. Este un băiat tânăr. Eu îmi ies de la băieții tineri. Dar la capitolul ăsta trebuie să vii un tandem cu cineva cu experiență, care a mai făcut. Da, el o merge pe prețul cel mai mic, licitația a fost un preț foarte bun obținută, dar prețul cel mai mic, uneori, nu-ți conferă faptul că e și cea mai bună calitate. Dar proiectul n-am murit. Proiectul l-am repus pe făgașul care trebuie. Problema e și aceeași și durează de câștigat. Da, știu, mai ales la ce reclamă face. Da, spune că nu. Da, o să aveți. Deci proiectul n-a murit. Asta vă spun, m-am dus personal la București, am înfruntat cu stoicism acel trafic extraordinar de mare. Și am partajat cu un sens generator acolo și am spus, domnul, că m-a ocupat locul, dar doamne, știu că generatorii se parchează. Am fost la domnul director, l-a convocat și pe executant și pe proiectant. I s-a pus în vedere că altfel răspunderea contractuală este suficient de mare. Vor plăti daune dacă nu. Deja le-au amânat de două ori termenul de punere.
dacă nu depun în asta, vor întâmpina probleme și nu vor mai lucra cu statul niciodată. Și nu cred că își dorește, poate e neapărat proiectantul, nu, la constructorul sigur nu. Așa că are coeficient de actualizare, îi se majorează suma ca să acoperi toată lucrarea. Mie mi s-a promis că săptămâna asta, adică o să mă suni în clipa care o depus la CNI. După ce o depus la CNI, intri procedura de comisie tehnică, în prima comisie tehnică și se dă ordine începea lucrări. Asta e ce pot să vă spun despre... Știam sigur că o să mă întrebați. Și când îți fac favorul? Asta n-am vrut. Dar degeaba, și când asta dacă vă întreba cineva ceva, ce să-i spun? Să pun o minciună? Păi, dacă vă spun și acum, așa rău privatul, vreau să mă întreb. Aproximați-vă cam cât te-a dat. Păi, dar pe tine, doamnă, cu dar, chiar nu te întreabă nimeni cu ziua. Haideți să vă spun un lucru. Păi, chiar nu vă întreabă, nu să râdem, așa e frumos să râdem. Hai să râdem. Haideți să vă spun un lucru. Vă scuzați, mă, Pitar. O secundă. Au venit o grămadă de oameni din... Da, de la noi, știți. Ce treabă, da, vreți? Hai să vă rog luat de pe tine, de la tine. Eu cred că și pe tine. Ăștia de afară, când vine știi cum spune. Nu se duce la băie de lumea la Coca-Cola.